Din Sfânta Scriptură citesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum se află scris în Epistola lui Pavel către Biserica din Efes, capitolul 4, de la 17 la 24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur ca și în 2018 să vă reîntâlnesc în casa Tatălui nostru, în casa de rugăciune, aici unde este chemat numele lui Dumnezeu, aici unde am dorit să fie și să rămână prezența și călăuzirea Duhului Sfânt și aș vrea împreună cu mine să spunem și să spune și dumneavoastră binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea un frate la noi când eram în armată, trebuia să vină ministru și timp de o lună de zile în fiecare zi câte o oră aveam instrucție să învățăm să zicem să trăiască tovarșul ministru. Și noi ne-am gândit ce face ministru pentru noi, să uitau la bocanci, să uitau la ținută, dar trebuie să zicem, vrednic este mielul să primească toată slava, se cuvine pentru că a venit pe pământ pentru noi să aducă mântuire, s-a născut, a locuit printre noi plin de har de adevăr aici, pe pământul nostru, a transmis voia lui Dumnezeu, apoi a împlinit voia lui Dumnezeu prin ceea ce a adus acolo la Golgota ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, a murit, a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi ca mare preot. Un frate m-a întrebat zilele trecute, un frate păstor, voi la cimpa sărbătoriți nașterea Domnului? Și eu am întrebat, dar voi sărbătoriți? Păi sărbătorim, dar nu prea sunt de acord, că zice că numai moartea Domnului trebuie să o sărbătorim și învierea, că nu-i scris. Și am cerut un sfat. Zic, noi sărbătorim nașterea Domnului întotdeauna, sărbătorim moartea Domnului întotdeauna, sărbătorim învierea Domnului întotdeauna, înălțarea Domnului, slujba lui de mare preot, întotdeauna. Vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, despre lucrarea Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm, slăvit să fie Domnul. Din cuvântul citit, aș vrea să urmărim ceea ce se observă și Biblia ne spune și pe teren se vede că abateri de la voia lui Dumnezeu au dus la alte abateri și devieri au dus la alte devieri și rătăciri de la adevăr. Și trebuie să veghem, trebuie să cercetăm adevărul lui Dumnezeu și vom vedea din cuvânt trei devieri spirituale și trei remedieri spirituale. Că Domnul ne previne și ne arată unde se poate ajunge, ce pericol este, ne avertizează Domnul, apoi ne dă și șansa, calea de îndreptare a lucrurilor în cazul în care s-au făcut devie. Spune 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Ce înseamnă în limba română a devia și ce înseamnă a remedia? A devia înseamnă a se abate de la o direcție fixată, dată, de la calea bună, a se îndepărta de la bunele principii. Asta înseamnă deviere, abaterea unei persoane sau unui grup de la principiile fixate, stabilite. Remediere sau înseamnă și a porni pe un drum greșit, înseamnă deviere. Șoferii știu cât e de riscant să greșești drumul. Remediere înseamnă îndreptare, îmbunătățire,
înseamnă o stare de însănătoșire, de refacere. A face să devină mai bun din punct de vedere calitativ sau să revină la starea de mai înainte. Dragii mei, îndepărtarea de la țintă, de la direcția dată, cu un început neluat în seamă, atrage în timp pierderea orientării clare, ceea ce înseamnă rătăcire. Și haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce Apostolul Pavel a scris bisericii din Efes, mai întâi versetul 18, partea a doua a versetului. Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Împietrirea duce la neștiință. Sau neștiința din urma împietririi. Ce înseamnă împietrire? Înseamnă insensibilitate, înseamnă a sta nemișcat, înțepenit, a rămâne pe loc. Asta înseamnă împietrit. Și acest lucru duce la neștiință, pentru că Dumnezeu nu se descoperă unor oameni care nu sunt gata să-L asculte. Observați că scrie în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința, fapta și cu fapta cunoștința. După ce ai primit credința și intri la fapte, ești activ, ești gata să asculți, să împlinești, apoi Dumnezeu ți se va descoperi mai mult și îți va da cunoștință. De exemplu, la botez, dacă nu ești gata să îndeplinești actul botezului, nu se împlinește ce spune botezații și învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Nu va veni descoperire și cunoștință din partea lui Dumnezeu când nu ești gata să împlinești. De aceea arată cuvântul lui Dumnezeu, aici am citit, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. De la început nu înțelegi, dar trebuie să fii gata să asculți. Un viitor șofer, de exemplu, primește instrucțiuni și după ce urcă la volan, instructorul îi explică primele lecții principale. Dacă el nu este gata să le împlinească, eu cred că îl dă jos. Dacă el este gata să le împlinească, în timp instructorul îi explică și pe parcurs va intra la cunoștință și cu altele detalii. Da? Dar dacă urcă elevul și zice, pune centura. Mie nu-mi place cu centura. Frate, îți sfătuiește lucrătorul. Auzi, ar fi bine să vii la timp la biserică. Frate, eu nu reușesc, asta este. El nici nu este gata să împlinească. Auzi, se organizează tinerii, merg în vizită la bolnav și n-ai vrea să mergi. Încă nici nu te-ai botezat, dar Samuel era în templu, sluja Domnului și încă nu-L cunoștea pe Domnul, până Domnul i s-a descoperit. Că spune Biblia, sluja pe Domnul și încă Domnul nu i s-a descoperit, dar într-o zi Domnul l-a chemat pe nume, i-a deslușit lucrurile și pentru el și pentru el și pentru popor. Spune Sfânta Scriptură în Exod 7:16, Domnului Moise, du-te și spune lui Faraon așa, să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să spun, lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească în pustiu, dar iată că până acum n-ai ascultat. Dumnezeu i-a vorbit și Faraon, spune Biblia, încă la primele 5 urgii, spune și-a împietrit inima. Te rog, lasă versetul că o să mergem și la următorul. Și-a împietrit inima. De la 6-a urgie, spune Biblia, că Dumnezeu i-a împietrit inima. Dar iată că până acum n-ai ascultat. Și următorul verset, acum așa vorbește Domnul, iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul, am să lovesc. Unii oameni îl vor cunoaște pe Domnul, dar la urgii, la judecată. Știți de ce? Pentru că s-au împietrit. Există o cale prin care Dumnezeu descopere și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este lăsat în lumea aceasta și în biserică să lucreze și în inimile noastre și la nivelul gândirii ca să aducă descoperire atunci când noi suntem sinceri
gata să împlinim voia Domnului. Mi-amintesc că o soră de la noi în vârstă, încă trăiește, în urmă cu aproximativ 10 ani, m-a chemat până la ea și a spus, noastră sunteți aici responsabil de lucrare la Pentecostal? Da. Uitați, eu de 12 ani sunt în legătură cu sala regatului, dar am vrut să-L cunosc pe Domnul. Și am spus, Doamne, spune-mi ce trebuie să fac, unde să mă duc, cum să fac. Am simțit eu colaborarea asta, nu-i totuși. Și într-o noapte, spus, m-am trezit, Duhul Domnului m-a trezit și m-am pus la rugăciune, rugăciune sinceră și cu lacrimi și a spus, Doamne, am nevoie să te descoperi. Și în timp ce ea se ruga, Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Nu vizitase niciodată biserica noastră. Este membră de aproximativ 10 ani, Domnul i-a dat cântări și poezii să compună și o ascult de multe ori când mă duc să mă mai rog împreună cu ea, cum nu poate veni la adunare, ce cuvinte deosebite i-a dat Dumnezeu, dar ce descoperire are din partea lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, să-mi spui ce trebuie să fac. Și a găsit un cuvânt și avea semne în cuvânt, trebuie să mă botez, a zis. A zis, Domnul, să mă botez, vreți să mă botezați? Și a spus, da, vă boteză. Care este mijlocul, metoda de remediere în urma acestei devieri? Neștiința din urma împietririi. Arată cuvântul aici în versetul 21, citim și 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Este vorba de ascultarea care duce la învățarea în adevăr. Aceasta este remedierea. Domnul arată cum oamenii pot să greșească rătăcind, îndepărtându-se de Dumnezeu, crezând ei că este bine, într-un fel în care ei se închină sau contribuie sau spun, că pot să spună. Dragii mei, cu privire la lucrarea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a profețit prin Isaia, în capitolul 9, despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a adus în primul rând prin venirea Lui pe pământ. A adus lumină, a adus lumină. Ascultați, Isaia 9:1. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. În vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Ce înseamnă pentru noi lumină? Am primit un mesaj și scrie așa. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fie ca lumina sărbătorilor de iarnă să-ți fie arătată pe factura de curent. Și eu știu că am primit mesajul de la un pocăit, eu mă gândeam ce înseamnă spiritual asta, eu nu știu că Dumnezeu are factură de curent. Și m-am gândit, fie ca lumina sărbătorilor de iarnă să-ți fie arătată pe factura de curent. Frați și surori, dacă pentru credincioșii care trebuie să slujească pe Dumnezeu au rămas numai beculețe și artificii, cu factura de curent vă alegeți. Și atât. Dar Dumnezeu pentru lumina care a adus-o nu ne dă factură de curent. Am primit din partea lui Dumnezeu în mod gratuit, dar l-a costat pe Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a spus, Tată, mă, iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. În sudul cărții este scris despre mine și pentru noi lumină înseamnă descoperire. Descoperire înseamnă în orice fel de spațiu, lumina dă întunericul la o parte și arată adevărul, realitatea. Și în valea umbrei morții și unde era întuneric, Dumnezeu a făcut să răsară o mare lumină.
Prin coborârea Domnului Iisus Hristos am primit descoperire, spune psalmistul, descoperirea cuvintelor tale, Doamne, dă lumină. Numai că spune Sfânta Scriptură că în Ioan 1, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Și mă întreb, nu-i luminat orice om venind în lume? Păi ar putea să fie luminat, dar știți de ce nu este luminat? Pentru că nu vrea să fie luminat. Pentru că nu-l interesează să fie luminat. Că spune Matei 24, versetul 39, și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți. Așa va fi și la venirea Fiului Omului. N-au știut nimic. De ce n-au știut nimic? Pentru că nu au vrut să știe nimic. Eu mai spun o întâmplare, am citit-o într-o revista Cultului Veche, că în Statele Unite un reporter s-a dus pe stradă și a luat interviu și s-a dus la primul cetățean și a spus, domnule, vreau să vă întreb ceva, știți care sunt cele două mari probleme ale Americii? Și cetățeanul a spus, nu știu, domnule, și nici nu mă interesează. Și reporterul a spus, aveți dreptate, acestea sunt cele două mari probleme ale Americii. Oamenii nici nu știu și nici nu interesează. Există o problemă la împietrire. Când nu vrei să vii nici la casa Domnului, când nu vrei să renunți la mofturile tale, la păcat, când nu vrei să renunți la un program. M-am întâlnit și am mai spus la dumneavoastră aici hotărâri de astea. Soră, vii de seară la rugăciune. Soră în vârstă așa, care ziceai că e serioasă, sănătoasă în credință. Frate, dacă gad rândul ăsta de cartofi, dacă am lung rândul, dacă gad rândul ăsta de cartofi, vin la rugăciune. Dar astea ți-s prioritățile. Când ești gata să asculți, Dumnezeu ți se descopere. Să nu așteptăm descoperiri și cunoștință din cuvânt și despre voia lui Dumnezeu dacă noi deviem prin împietrire. Nu suntem gata să împlinim. Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne spune lucruri clare, lucruri care nu-s greu de îndeplinit. Și noi nu suntem gata, dar vrem, vorba unui frate, după ce s-a botezat, a zis, frate, ai spus că nu învățăm tot înainte de botez, că Domnul ne mai descoperă și după botez alte lucruri. Da, vreau să vă întreb ceva, cine sunt cei 24 de bătrâni din cer? Frate, zic, stai că avem altceva despre cina Domnului. Despre iertare, cum au zis fratele, cum să cerem iertare, care sunt cei doi sau trei martori pe care trebuie să-i luăm cu noi, mai înțelepți decât noi, mai... Până la cei 24 de bătrâni, mai durează. Sfânta Scriptură arată aici și am citit din cuvânt, vreau să vă mai citesc ceva. Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Merge ucenicul la seminar să facă seminarul și el nu-i gata să dea volumul mai încet, că i-am spus să dea volumul mai încet la mixer, că ne doare capul de gălăgie. Frate, reglează un pic, dă mai încet. Eu nu zic că s-a întâmplat asta dumneavoastră sau la noi, dar zic așa, că se poate întâmpla, nu? Și el nu, el așa lasă că el aude mai bine, sau poate el nu aude mai bine, de-aia dă mai tare. Lucru mărunt. Da, mergem la seminar să dea Domnul cunoștință și descoperire. Și nu ești gata lucrurile simple care Domnul ți le-a cerut să intri în ascultare. Ioan capitolul 6, versetul 69. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Dragii mei,
Oamenii care nu sunt gata să asculte, nu vor primi descoperiri din partea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce au de făcut. Dar oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu acum, din cuvânt, din felul în care lucrează, îl vor cunoaște în ziua mâniei Lui. Că spune cuvântul în Romani 1, că mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere. Nu este mai bine acum, în vremurile bune? Ascultați încă un verset. Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Hai să medităm puțin la versetul acesta. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, nu numai să o asculte, că sunt predici, că este mesaj și în cântare și în versuri, că Domnul dă inspirație și în sfaturile care se dau și în îndemnuri și în învățături, dar dacă nu suntem gata să intrăm în ascultare, nu o să ajungem să cunoaștem. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască, sunt cuvintele Mântuitorului. Deci prima deviere spirituală arătată aici în cuvânt este neștiința din urma împietririi. Neștiința din urma împietririi. Apoi, versetul 18, având mintea întunecată, da? Versetul 18, având mintea întunecată, și apoi ne întoarcem la 17 să vedem de ce au mintea întunecată. Versetul 17, ultima parte, în deșertăciunea gândurilor lor. Versetul 17 se încheie așa, în deșertăciunea gândurilor lor, 18, având mintea întunecată. Mintea întunecată din pricina deșertăciunii gândurilor. La nivelul gândirii trebuie să fim stăpâni, 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice gând trebuie să-l facem, nu? Să-l facem rob ascultării de Hristos. La nivelul gândirii trebuie să fim atenți că pot să o ia razna gândurile. Și dacă nu suntem stăpâni, într-o zi, îndepărtare mai rău, înseamnă minte întunecată. Și explici și ții ședințe și ții studiu biblic și vorbește Domnul prin proroci și să ții predici și nu mai înțelege că are mintea întunecată. De la ce, frate? De la deșertăciunea gândurilor. Aveam un frate la noi în adunare, cred că v-am mai spus, mustra gândurile cu voce tare. Fratele Marcu Pătru, Domnul să te mustre gând care vică fânul pe jos și vine ploaia. Lasă-mă să stau liniștit în adunare în prezența lui Dumnezeu. Fel și fel de gânduri, eliminare prin mărturisire, frați și surori. Aceasta e modalitatea. Apelați la oamenii lui Dumnezeu care au primit autorizare din partea Domnului pentru eliberare. Dacă nu merge așa de unul singur sau cu familia, numai că trebuie luat și post și rugăciune stăruitoare și hotărâri noi, pentru că aici poate interveni o problemă. Și cum mai spuneam altădată, ne poate bate diavolul la noi acasă, cu mouse-ul nostru, cu telecomanda noastră, cu gurița noastră care nu poate să tacă, să vorbească ce-i chipzuit, dar și cu gândurile noastre ne poate bate diavolul. Cu ale noastre, da, cu ale noastre care vin de la el. Pot să vină de la el. Sau din deșertăciune, așa, a vieții. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4:27, să nu dăm prilej diavolului. Acum privim un verset cheie și aici, Romani 1:21, partea a doua a versetului. Sau de dat, scrie acolo, da? Partea a doua, sau de dat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și nu mai primește explicații. Ești deschis cu el, îți faci timp pentru el.
Vrei să-L ajuți și cu rugăciune, și cu sfaturi, și cu post dacă trebuie. S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Devieri care duc la alte devieri și se ajunge la rătăcire de la adevăr. Care este remedierea? Remedierea este în versetul 23. Să vă noiți în duhul minții voastre. Versetul 23 din text. Să vă noiți în duhul minții voastre. Anul nou mult dorit, pe al tău prag am pășit, anul nou cât ești tu de frumos. Pe cel vechi l-am lăsat, cu trecutul păcat, așa e, dar să fie. Dar să dea Domnul, dar să ajute Domnul, dar să fim noi hotărâți. Domnul să ne sprijinească în orice gând bun și în orice cuvânt bun și în orice faptă bună. Domnul să ne sprijinească în reabilitarea persoanelor deținute, așa mi se spune acolo la o conferință cu cei care se ocupă acolo, la penitenciar, și au spus, noi credem că prin slujba ce o faceți aici în penitenciar, puteți contribui la reabilitare. Dar vă rugăm să țineți cont. Un principiu în reabilitarea persoanelor deținute îl constituie obișnuirea lor de a gândi pozitiv. Sunt unii așa de încărcați negativ, să nu stai pe lângă ei, că te afectează. Dar sunt ei afectați, asta e prima problemă și trebuie ei la un moment dat să facă restructurare. Trebuie să-și revină. E tot pesimiști, e ca și cele 10 iscoade care au muiat inima poporului și prin un mesaj au oprit intrarea în Canaan. Am predicat la noi sub titlul Factori ce au blocat intrarea în Canaan. 1. Temerea. Temerea. Și au venit 10 iscoade și au zis, fiii lui Anac, sunt înalt, cât de înalt sunt, măi? Mai înalt decât tavan. Și nu putem să-i biruim și nu au ținut cont poporul de ce au zis celelalte 2 iscoade. Și printr-un mesaj au fost opriți la granița cu Canaanul. Printr-un mesaj. Temerea, influența negativă și răzvrătirea. Asta i-a ținut pe loc și n-au mai intrat în Canaan. Dragii noștri, în procesul de remediere, Dumnezeu arată aici în cuvânt să vă noiți în duhul minții voastre. Doamne, dă-ne o inimă curată. Să eliminăm primărturisire, să-i spunem Domnului așa pe segmente, pe laturi de lucrare, pe situații, pe stări, pe cuvinte. Spunea cineva odată, uite, nu am ajuns în jur niciodată, deocamdată o zis, dar tot îmi vine să înjur la nivelul gândirii. Când zic așa, în vremuri bune, a nu, zice, acolo știi cum e greu la noi în mină și toți înjură și urât și greu și pericol și apoi mai și greșesc unii încât să ne afecteze și să ne pună în pericol viața, nu știu, tot îmi vine așa. De mult asta, mai mult de 10 ani când mi-a zis. Și zic, ce să fac? E bine dacă dorești să faci ceva, că dacă vii sincer și dorești să intri în ascultare de Domnul, Domnul se îndură de tine. Și a spus, auzi, am următorul sfat, spune Domnului exact situația. După ce ai demascat planul celui rău, care deocamdată la nivelul gândirii a venit, acum spune Domnului exact, Doamne, vreau gândul veșniciei, vreau Duhul Tău cel Sfânt să vină peste mine, spune Pavel la Roma 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să vină la nivelul gândirii, să ne aranjeze prioritățile, să ne limpezească mintea, să ne dea gândul Domnului Iisus Hristos de a ne supune dreptului judecător, Creatorului, de a veni înaintea lui Dumnezeu cu lauda, cu închinarea noastră în chip plăcut. Așa se cânta de la început aici, Doamne, primește închinarea, câte închinări prin biserici nu-s primite, dar să pierde vremea așa, să treacă timpul.
Și în al treilea rând, spune versetul 19, despre necurăția ce vine după neînfrânare. Și și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Necurăția ce vine după neînfrânare. Înfrânarea poftelor face parte din roada Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt când vine peste noi, face prelucrare. Dar noi să ne lăsăm prelucrați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi să cerem asta în mod stăruitor. Spune cuvântul în 2 Petru, capitolul 2 de la versetul 10, hai să citim câteva cuvinte de acolo, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bajocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată bajocoritoare împotriva lor. Spuneam într-o zi unui frate dintr-o biserică, bă, frate, nu te poți abține să nu mai postezi pe internet împotriva unui partid și a unor oameni care nu știu ce ai tu cu ei. Ei pus tu, nici tu nu îi dai jos, îți faci rău singur. Îți faci rău spiritual, în primul rând, că nu te mai încadrezi aici. Nu e problema ta asta. Nu te poți abține. Nu zici nimic. Dar trebuie să spună, frate, nu mă pot abține. Hai, fă o rugăciune, ajută-mă. Pune adunarea sau spune și la frază, la cimpa. Unde mai merg să mă ajute? Nu mă pot abține, frate. Tot postez ce nu-i de postat pe acolo. Spuneam și tinerilor de la noi. Nu sunt de acord cu toate postările. Unele sunt din dorință de a fi mare. Și nouă nu ne stă bine ca și creștini, urmași ai Domnului, să facem lucrul acesta. Înțelegeți? Fel și fel de poze, fel și fel de împrejurări, de situații, dar poate chiar nu interesează pe alții. Ce ai mâncat tu și poza ta de la pizza și de nu știu unde ai fost. Mai ușor cu asta. Dar unde-i smerenia care podoaba casei Domnului? Că nu o mai găsim, fraților. Unde smerenia înținută? Că, nu știu, începe încet, încet să se ducă de la pocăiți. Dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bajocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuri la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Și cuvântul continuă. Ascultați-mă, n-ai stăpânit frâna sau pedala de accelerație, te întinezi cu o amendă. Când nu te-ai înfrânat, asta duce la necurăție. Și asta constituie un zid de despărțire și îl împiedică pe Dumnezeu să te asculte. Și poți să se roage și alții. Că Dumnezeu nu poate vedea nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Sărbătorii în cinstea Domnului, dar cum m-au pus într-o adunare, m-au invitat, m-au pus să predic lângă brad. Și am dat, avon, n-aveți? Ba, avem, dar zic, nu, eu acolo mă duc la învot, eu de acolo vorbesc. Veniți după mine dacă vreți. Păi da, frate, e băgat la dos, acolo la dos. Puneți un microfon și mă ascultați din adunare. Atât a mai rămas din sărbătoare. Beculețe și artificii, mâncare și ospătare. Nu ne bucurăm de ce aduce lumina aceasta în întuneric, aduce descoperire, apoi aduce orientare. De ce avem faruri la mașină? Să vedem să mergem pe drum. Pentru aceasta a venit adevărata lumină, să ne călăuzească. Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că El nu va vorbi de la El. Dar de unde vorbește? Dar de unde vorbesc un învățător și evangheliști? Că te dore mintea ce scot.
Cuvintele mele, a spus Domnul Iisus Hristos, nu sunt cuvintele mele. Eu nu pot să-mi permit să zic orice. Cuvintele mele sunt cuvintele celui ce m-a trimis. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. El a fost fără păcat. El a vorbit adevărul, a trăit adevărul, ne-a chemat la adevăr, ne-a descoperit adevărul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Care este remedierea? Versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, ce nu se poate înfrâna. Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstenit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Spune în Galateni 5:21, despre faptele firii pământești sunt enumărate și spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Întreba odată un frate, frate, ce zice asta, se încadrează la faptele firii pământești? Da. Păi nu scrie, nu arată, uite, le-am luat pe rând, zic nu, se încadrează la altele asemănătoare cu acestea. Trebuie vegheat, trebuie avut în vedere. Mi-aduc aminte că eram la o întâlnire după slujbă și un frate, nu știu, o cerut sau i s-o dat, o bou lapte și-o păta cravata. Fui, necăjit fratele. Și o păta cravata cu lapte. Și-a întrebat pe cei din... Nu știți, laptele se duce? Se duce? Da, o zis cineva de acolo, zice, ce-i curat nu pătează. Și laptele curat? Da, e curat. Se duce. Știți? Ce-i curat nu pătează. Neînfrânarea duce la necurăție. Întocmirile gândurilor din inima omului, Geneza 6:5, erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta pentru că există tendințe, porniri și ieșiri ce trebuie oprite. Trebuie oprite în adunări, trebuie oprite în familii și trebuie oprite în mod individual la nivelul minții. Și pentru gură există bariere, nu? Care e prima barieră? Creierul mic. Nu funcționează bine buzele. Dacă nu reușesc buzele, dinții. Dacă nu, leocoplast. Leocoplast. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Pune-te, rog, Proverbe 12:13. Până atunci, Eclesiastul 5:2, spune Domnul acolo, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Există cuvinte pripite și există vorbe multe fără rost, care te întinează. Și acum ne întoarcem în Proverbe 12:13. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. La ce duce neînfrânarea? Neînfrânarea limbii, neînfrânarea în modul nostru de a trata lucrurile, din punctul de vedere al trăirii, al privirii, da? Lumina care luminează pe orice om. Sărbătorile noastre sunt în cinstea Domnului și de fiecare dată când ne întâlnim la casa de rugăciune, noi avem sărbătoare. Sărbătoare în cinstea Domnului. Vorbim despre coborârea Domnului Iisus Hristos prin naștere, despre moartea Domnului, despre învierea Lui. Vorbim despre slujba Lui de mare preot. În cuvântul din Isaia 9 se arată acolo că Dumnezeu a adus pentru oameni, în primul rând, lumină. Și oamenii trăiesc în neștiință. De ce? Că nu vor să știe, că nu interesează, că nu sunt gata să asculte. Și devierea aceasta, asta e deviere de la adevăr, că nu ești gata să asculți, duce la altă deviere și merge spre rătăcire, din rău în mai rău, am citit din Timotei. Se amăgesc singuri și amăgesc și pe alții, cu Biblia în mână unii. Domnul a adus lumină pentru noi. Pentru noi înseamnă descoperire.
Înseamnă să luăm cuvântul, nu luminile care se sting și rămân pe factura de curent. Înseamnă să luăm cuvintele prorociei. Aveți cuvântul prorociei, zice Petru, făcut și mai tare, vedem ce Domnul ne-a insuflat, a inspirat oamenii să transmită prin vase de lucru, ca să putem împlini în tocmai voia Domnului. Dacă suntem gata, Dumnezeu va mai da descoperiri, dacă nu, o să ne lase. Apoi spune cuvântul și spre încheiere vreau să precizez și aceasta, tot din Isaia, capitolul 9, pentru că aceasta e justificarea, din primele două am văzut că a venit lumina și nu mai rămânem în neștiință, când Dumnezeu ne-a dus descoperire, că zice versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Asta e motivația, pentru asta ne bucurăm noi, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, versetul 3, ascultați, tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Știți care este strategia celui rău? Să ne abată privirea, orientarea de la adevăr, înspre altceva. Să ne abată atenția înspre altceva. Să ne bucurăm de darul, ne tot dăm darul unii la alții, ne tot felicităm, tot dăm la mesaje, tot ascultăm, tot citim, dar numai mesajul lui Dumnezeu nu iasă în evidență. Ne tot bucurăm de alte daruri, dar numai de darul lui nespus de mare. Nu suntem atenți să ne bucurăm, să ne punem pe genunchi, să adunăm familia la rugăciune. Hai măi să stăm seara aceasta la rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu. Nu așa e pocăința. Că ieri îmi puneau tinerii o formație ce cânta pocăință, pocăință, dar vraiște pocăința. Dar ei cântau de pocăință. Dar ce să te îndemne cântarea asta? La ce? Cum să te îndemne la pocăință dacă ori început să miște pe acolo, pe la nuntă? Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii. Frați și surori, suntem de acord cu bucuria în Domnul și înaintea Domnului și pentru ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Diavolul vrea să ne distragă atenția de la adevăr și înspre altceva. Hai un dar, hai un mesaj, hai o urare, hai să mai mâncăm, hai la o cafeluță, hai la o pizza, hai că-i sărbătoare. Ce faci de sărbători? Mă duc în vizită la familie și... Două zi de post, așa? Acum când e atâta de mult de mâncat? Dar mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta vrea să ne distragă atenția de la adevăr, să ne îndrepte înspre altceva și încă ceva, în strategia de amăgire a celui rău, să ofere imitație. O imitație. Dumnezeu îți dă o lumină, e cu altă lumină. Cu alte lumini și cu altă lumină. Înțelegeți? Cu altă lumină. Că de fapt din Genesa până în Apocalipsa așa se merge. Dumnezeu cu prorocii lui, diavolul cu prorocii mincinoși. Dumnezeu cu calea îngustă, diavolul cu calea largă. Dumnezeu cu neprihănirea, cel rău cu păcatul. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Motivul bucuriei noastre este Domnul Iisus Hristos. Și noi ne bucurăm și trebuie să ne bucurăm în condiții de sfințenie, de pocăință. Că bătutul ăsta din palme și mișcările astea și jocurile de scenă, astea nici nu-s de la Domnul și nici nu arată multă spiritualitate. Ascultați, scrie în 1 Samuel 4 că poporul lui Dumnezeu a fost bătut de filisteni și 3.000 de oameni au fost uciși. Și s-au întrebat, ce ne lipsește? Asta a fost întrebarea. Întrebarea bună, răspunsul greșit. Ce ne lipsește de ne-au bătut filistenii? Și ce au zis izraeliții? Ne lipsește chivotul. Ca și cum ai zice, ne lipsește o... încă un de tobe sau nu știu ce ar mai trebui să punem, sau încă o orgă sau o formație sau ce ne lipsește. Bun, hai să facem asta, dar nu aia ne lipsea. Hai să aducem chivotă. Frați și surori, ce rol avea chivotul? Chivotul avea rol să aducă prezența lui Dumnezeu în tabără, în mijlocul lui Israel. Și a venit prezența lui Dumnezeu. Spune Biblia, când a intrat chivotul lui Dumnezeu în tabără, așa s-au bucurat izraeliții de s-au cutremurat pământul. Dar asta a fost o bucurie eronată, falsă. Vorba unui tânăr de la noi, zice, am fost la o întâlnire de tineret, când am văzut, zice, ce
O zis păstorul că e har, dar zice, când am văzut ce har fals era, am tăiat-o de acolo. Bucurie falsă. În condiții de curăție, Domnul vrea să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul. Despre Domnul, despre lucrarea Lui. Să vorbim despre lucrările, despre minunile Lui. Domnul nu ne-a interzis să ne bucurăm, Domnul ne sfătuiește. Așa scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu în orice condiții. Și după ce s-au bucurat ei cu venit chivotul, numai că nu a adus chivotul prezența lui Dumnezeu. Că unele formații care ar trebui să aducă prezența lui Dumnezeu îndepărtează. Asta e problema. Că măcar dacă n-ar fi. Mă înțelegeți? Mă duc uneori la slujbe în biserici și cei ce cântă nu pregătesc terenul. Fac să crească mai multe buruieni. Îl strică. Mă înțelegeți? Că nu ne interesează decibelii și nici profesionalismul, în primul rând. În primul rând ne interesează mesajul care vine din partea Domnului, așa s-a spus, chiar prin cântare, care sensibilizează inimile noastre, care coboară prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și fac să se miște inimile noastre. Să tremurăm de frică înaintea Lui, dar cu bucurie, dar de teama aceea sfântă, să nu supărăm pe Domnul, să nu ne depărtăm de la voia Lui. Cred că așa trebuie să stea lucrurile înaintea Lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Scrie în Psalmul 32, 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie cei cu inima fără prihană. Domnul a spus, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Oamenii vor sărbători fericite, Dumnezeu vrea oameni fericiți. Și după ce au fost bătuți și au murit 3 oameni, au venit chivotul și n-au rezolvat problema. Încă 30.000. Încă 30.000 și acesta a fost rezultatul, pentru că au făcut verificare, prima dată, cred că am zis 3.000, 4.000 și apoi 30.000, pentru că din rău în mai rău. Ce ne lipsește? Dorim să fie și să rămână prezența lui Dumnezeu. Pentru că al treilea factor, spune cuvântul aici în Isaia 9, că jugul, versetul 4, care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nu iaua celui ce l-a suprea, le-a sfărâmat, ca în ziua lui Madian, și orice încălțăminte purtată în învălmășala lupte și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Este pacea lui Dumnezeu care a venit prin Domnul Iisus Hristos. Și din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Vrăjmășia a fost înlăturată și Dumnezeu a lăsat pacea lui prin Domnul Iisus Hristos. A lăsat pace cu Tatăl și a spus Pavel, vă rugăm fierbinte numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos care a venit să aducă pacea. A spus Domnul Iisus Hristos, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. Și a spus, vă las pacea mea, cum o dă lumea? De pe buze. Și cam atât. Și a spus Domnul, vă las pacea mea și scrie în Luca acolo în 10, în orice casă veți intra, să ziceți, pacea să fie peste casa aceasta și dacă acolo este un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne. Așa dă Domnul pacea. Am văzut familii, dar de necredincioși. M-a zis, interesant că se înțeleg bine, dar nu s-o înțeles mult bine, că după 5 minute, 10 minute, acolo a fost scandalul. Imediat, de la orice, de la nimica toată, s-a apucat la ceartă. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, scrie Filipeni, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Am făcut și punctarea aceasta din Isaia 9, că ne ajută la text. Și mă întorc la text ca să încheiem și să înțelegem că cel care vrea să țină în totul voia Domnului, rezistă și rămâne în picioare. Dumnezeu îl sprijinește. Cel care taie câte una din pocăință, până la urmă nu mai rămâne cu nimic. Rămâne cu calitatea de membru, rămâne cu microfonul, rămâne cu Biblia, rămâne cu ce are. Dar interiorul, ungerea pe care ați primit-o vă învață orice lucru.
Am văzut din Efeseni capitolul 4, de la 17 la 21, că există trei mari devieri spirituale. Domnul ne previne. Și am văzut aici prima mare deviere, versetul 18, partea a doua, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. S-au împietrit și a urmat neștiința. Domnul să lase Duhul Sfânt să miște inimile noastre, să nu ajungem insensibili, nemișcați, stând pe loc, fără să fim gata, să luăm atitudine, să intrăm în ascultare. Că scrie aici, dacă l-ați ascultat, acesta este mijlocul de revenire, de remediere. Și am citit versetul 21, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Am văzut că e vorba de ascultarea care duce la învățare în adevăr. Apoi, a doua deviere, am văzut-o din versetul 18, având mintea întunecată, continuare la versetul 17, ultima parte, din pricina deșertăciunii gândurilor lor. Deșertăciunea gândurilor duce la minte întunecată, din rău în mai rău. Spunea un frate, păcatul trebuie oprit din fașă, cât se poate de repede. Să nu avanseze degradarea, stricăciunea, să nu ne afecteze mai tare și apoi să-i afecteze și pe alții. Că Acan, zice Iosua 7:13, a luat din lucrurile date spre nimicire. Mai întâi s-a pus un gând, nu? Că s-a lui, dar nu erau ai lui. Cum spuneam unui frate, frate, roagă-te pentru mine, am năcaz cu bătrâna, zice, m-a bătut diavolul la alba neagră și mi-a luat toți banii. Frate, zic, te-ai uitat acolo la banii care erau pe masă? Da. În timp ce tu te-ai uitat la bani, ăla te-a făcut din... Și când te-ai uitat la bani, ce te-ai gândit? Că s-ai tăi, nu? Da, m-am gândit că iau să fie ai mei. Vezi? Ai muncit pentru ei. Nici măcar cu creierul mic n-ai reușit. Vezi? Din pricina împietririi inimilor s-a ajuns mai departe la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, da? S-a ajuns la neștiință. Apoi, din pricina desfrânării, din pricina deșertăciunii gândilor, s-a ajunge la minte întunecată. Modul de reabilitare este versetul 23, să vă noiți în duhul minții voastre. Și în al treilea rând, versetul 19, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Lipsa de înfrânare duce la necurăție. Modul de revenire este versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Domnul ne-a binecuvântat să avem cuvântul Său, să putem înțelege voia Lui prin ceea ce Duhul Sfânt ne descoperă, descoperirea prin lumina care a adus-o Domnul Iisus Hristos și o continuă Duhul Sfânt să o aducă în biserici ca să înțelegem în totul voia lui Dumnezeu. Este un har și o binecuvântare duhovnicească pentru noi, peste familiile noastre și peste poporul lui Dumnezeu, să fim recunoscători înaintea Domnului, dar să fim oameni gata să ascultăm, să împlinim ceea ce este scris, potrivit cu adevărul, nu după cum îs părerile și ideile. Așa cum scrie Filipeni 3:15, gândul acesta dar să ne însuflețească și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Care Domnul de unde să dea lumină și descoperire? Numai să fim gata să ascultăm, numai că prin lumina ce Domnul ne-o dă nouă, trebuie să iluminăm și pe alții. Trebuie să le spunem și altora. Și închei cu un exemplu, am fost recent la o evangelizare, a fost la un cămin cultural, nu dau localitatea, și am plecat de acolo, m-am gândit așa în mintea mea, măi, dar nu știu dacă după voia Domnului am venit eu aici. Și frig acolo în cămin, și-au pus multe cântări, nu prea mai fost timp de cuvânt, și am plecat de acolo cu două sandvișuri, în fine, am plecat spre casă și zic, măi, pe ploaia asta m-a luat un somn spre casă, ai, zic, nu degeaba umblu eu pe aici.
nu știu, Domnul să mă lumineze, dacă nu mai bine să stau acasă, dacă nu-s de folos. După două zile mă sună păstorul, frate, Corneliu, ai lovit în stația PECO. Și m-am gândit, măi, eu n-am alimentat de la ei. Eu știu că din Deva am luat, nu de la ei. Ai lovit în stația PECO și nu mai zis nimic. Zic, unde, la voi acolo? Da, da, la noi. Păi, frate Corneliu, ai spus printre altele în cuvânt că motorina aia ce șoferii o iau de la buldozerist și de la șoferul de tir e motorină furată. Nu-i plătită integral, urmează să o mai plătească. Au venit la mine trei frați. Și-o-s, frate, eu-s șoferul de tir și ei șoferii de pe autoturism ce-au luat motorină de la mine. Toți trei suntem vinovați. Am venit la mărturisire, am venit sceroși pentru noi să ne ierte Domnul și de azi încolo nici eu nu le mai dau, dar nici ei să nu mai vină. Ai lovit în stația PECO, a zis. Zic, măi, n-am fost degeaba, auzi că s-au pocăit pocăiții de acolo. Mai este loc de pocăință. Frați și surori, deviere înseamnă a porni pe un drum greșit. Pierderea orientării, rătăcire, direcție greșită. Remediere înseamnă întoarcere la ceea ce trebuie să fie. Domnul să ne ajute. Amin.